Și haideți să vorbim un pic despre inaugurarea acestui sterilizator, cel mai mare din România. M-am gândit că ar fi util să vă spun două, trei vorbe despre piața de deșeuri. Bun, mă gândeam că ar fi util să vă spun câteva lucruri despre piața de deșeuri din România. Și am pus în partea stângă niște date statistice pe care le avem de la Eurostat. Ultimele disponibile sunt din 2012. După cum vedeți... Mă auziți? Nu mă auziți. Mă auziți? Da, da. Nu-i mai bine fără? Nu-i mai bine fără? Trebuie registrat? Da. Bine, ok. După cum vedeți, pe baza datelor din 2012, știm că România genera aproximativ 267 de milioane de tone de deșeuri. Asta aici se referă la tot ce înseamnă deșeuri în România, nu doar deșeuri periculoase. După cum vedeți, o mare parte din aceste deșeuri vin, de fapt, din zona de minerit și de cariere. O altă parte vine din zona de deșeuri menajere. Toate deșeurile generate de România sunt 267 de milioane de tone. Din totalul ăsta, o parte foarte mică, sub 1%, aproximativ 0,67 milioane tone, deci sub 1 milion de tone, sunt deșeurile periculoase. Deci, vă dați seama, vorbim despre aproximativ o cincime de procent din totalul deșeurilor generate în țara noastră. Deșeurile periculoase sunt cele de care ne ocupăm noi în Stericycle. Ca să aveți o idee despre ce tipul de deșeuri vorbim, vedeți aici am pus câteva dintre ele. Industriale, veterinare, chimicale în general, deșeuri medicale, diverse deșeuri care nu pot fi puși și aruncate la groapa de gunoi. Despre asta vorbim. Astea sunt deșeurile periculoase de care ne ocupăm noi. Mai departe, dă-i te rog, eliminarea acestor deșeuri este un serviciu de utilitate publică, spunem noi. De ce? Pentru că dacă nu ar exista companii care să le colecteze și să le proceseze în sensul neutralizărilor, evident, el ar ajunge pe gropile de gunoi și ar infesta mediul în care noi trăim. Apă, aer, sol și așa mai departe. De aceea, activitatea pe care noi o desfășurăm, unul dintre operatorii din industria asta a deșeurilor periculoase, este una de utilitate publică, spunem noi. Ca să facem activitatea asta, vă spuneam și mai devreme, trebuie să îndeplinim niște cerințe legale. Activitatea este foarte strict reglementată. Legislația românească este armonizată cu cea a Uniunii Europene. În anumite puncte de vedere, de fapt, legislația noastră este chiar mai drastică, chiar mai stringentă decât cea din Uniunea Europeană. Și asta este un lucru bun, în general. Și vă spuneam și mai devreme că sunt cel puțin trei direcții, poate chiar patru, m-a completat Cosmin, de legislație incidentă asupra domeniului nostru. Legislație din zona de mediu, din zona de sănătate, din zona de transport și chiar din zona agriculturii. Pentru că și în zona agriculturii, de fapt, vorbim despre deșeuri de tip subproduse de origine animală, nedestinate consumului uman. Mâncare expirată, spre exemplu. Astfel de deșeuri sunt, de fapt, periculoase și ele trebuie colectate și procesate corespunzător. Deci, cine suntem noi și ce facem? Suntem una din companiile mari în domeniu, în România. După cum vedeți, aici ne ocupăm de mai multe tipuri de deșeuri. Industriale, chimice, medicale, substanțe cu regim special, asta înseamnă droguri. Veterinare, farmaceutice. Serviciile noastre sunt complete, spunem noi, și integrate. Adică noi preluăm deșeurile de la generatori, le transportăm cu mijloace de transport special
amenajate. Ele trebuie să fie conforme cu legislație specifică care se numește ADR, ADR în engleză. Și ajungem cu aceste deșeuri la destinație, la stațiile noastre de procesare. Există două mari tipuri de tehnologii de procesare, incinerare și sterilizare. Le folosim pe amândouă. Avem 8 stații, 8 fabrici de procesare în care procesăm aceste deșeuri. Așadar, noi asigurăm cumva serviciile astea integrat, de la un cap la altul, de la generator și până la eliminarea finală. Există, desigur, multe companii care lucrează în domeniul ăsta. Unii fac, ca și noi, gama completă de servicii, unii fac doar colectare și transport, unii fac preponderent parte de eliminare. Și sunt zeci de firme mari, la nivel național, care fac ca și noi întregul lanț. Noi facem parte dintr-un grup internațional american, care se numește Stericycle. Este o companie cu sediu central la Chicago. Activă în prezent în peste 20 de țări în lume. În toate continentele. Un pic de istoric, apropo de o întrebare pe care am pus-o mai devreme, dacă noi suntem foști Stericare. Da, noi suntem foști Stericare. Stericare, care a început activitatea în 2004, a fost cumpărată de Stericycle în 2009. Ulterior, am intrat într-o fază de expansiune geografică, aș spune, prin care acționarii noștri au cumpărat câteva companii în alte zone decât București, unde eram noi prezenți, cu Stericare, pe vremuri. Și am avut două procese de fuziune a companiilor pe care le-am achiziționat în timp. Una a fost în 2013 și încă una în 2015. Și am ajuns la ceea ce suntem astăzi, o companie cu prezență națională, cum vă spuneam, cu 8 stații de procesare, folosind ambele tehnologii, incinerare și sterilizare. Câteva date statistice pentru dumneavoastră. Avem peste 10.000 de clienți la nivel național, clienți privați și clienți publici de stat. Colectăm deșeurile generate de ei, peste 10.000 de tone anual, pe care le procesăm în stațiile noastre de procesare, cu peste 100 de camioane, din 8 puncte de lucru. Vă spuneam că ajungem la 3 incineratoare și 5 sterilizatoare, stațiile de procesare, și avem peste 200 de angajați. Câteva rezultate financiare. După cum vedeți, am reușit să creștem an de an 8 milioane de euro în 2015, 10 în 2016, iar anul ăsta probabil undeva în jur de 11 milioane de euro, cifre de afaceri. Iar profitul operațional crește și el, probabil că anul ăsta undeva spre 900 de milioane de euro. Reprezintă undeva 7-8% din cifra de afaceri. Deci, suntem o companie profitabilă. Profitul pe care l-am acumulat de-a lungul timpului în România l-am reinvestit de fiecare dată. Nu am plătit dividende acționarilor noștri absolut deloc. Anul ăsta, spre exemplu, am avut un buget de investiții de 1,5 milioane de euro, din care cea mai mare parte, două treimi, reprezintă investiția pe care tocmai ați văzut-o, sterilizatorul de la Jilava, echipamentul Britannic Challenger, 1 milion de euro, restul fiind împărțit în principiu între investiții pentru protecția mediului și investiții pentru infrastructură, cum ar fi, spre exemplu, renoirea parcului auto. E un lucru pe care îl facem an de an, e normal, mai scoatem, renoim și așa mai departe. Două, trei vorbe despre echipamentul pe care l-ați văzut deja. Spuneam că este cel mai mare echipament de tipul lui din România și noi credem că și din Europa în general și cu siguranță din grupul Stericycle din Europa. Are foarte multă tehnologie de ultimă generație incorporată, multă automatizare, foarte mulți senzori. Tocătorul este ultra performant și asta ne ajută să putem procesa deșeurile mai simplu. Și vă spuneam, explicam cuiva de noastră că facem încărcare și descărcare continuă, ceea ce evident ajută la productivitatea acestui echipament.
Altfel, ar fi trebuit să încărcăm, să sterilizăm și după aia să descărcăm. Există și astfel de echipamente, dar noi folosim un echipament de tipul ăsta, mult mai performant. Cam asta este în mare ce am vrut să vă spun. Și de aici încolo suntem la dispoziția noastră pentru întrebări. Vă mulțumesc! Vreți să mai vedeți un slide? Există și categoria de deșeuri, de fapt, medicamente expirate care pot fi preluate de la farmacie. Aveți un gând să faceți un circuit de genul acesta? Este unul dintre domeniile care activăm în momentul de față. Deci, printre deșeurile de care v-am povestit la începutul discuției în fabrică, pomeneam, există categoria deșeurilor medicale, fie expirate, fie deteriorate la raft în spațiile de stocare ale distribuitorilor, și acele deșeuri trebuiesc eliminate. Singura metodă este incinerarea. Având cele trei incineratoare la nivel național răspândite în puncte de lucru diferite în țară, putem să efectuăm acest serviciu cu respectarea acelui principiu de mediu, principiul proximității. După cum știți, este de dorit ca un deșeu care se generează într-o anumită regiune să nu tranziteze întreaga țară, diametral opus, și să fie eliminat cât mai aproape de locul de producere. Tocmai pentru a evita accidente în ce privește mediul înconjurător sau sănătatea umană. Aici aș vrea să-l completez un pic pe Cosmin. Tocmai asta a fost rațiunea dezvoltării noastre regionale. Plecând de la principiul proximității, care spune că în principiul deșeu trebuie procesat cât mai aproape de locul lui de generare, ne-am dat seama că e important să mergem pe aceeași filozofie ca și în restul Uniunii Europene și de asta ne-am dorit să avem puncte de colectare și de procesare cât mai aproape de generare. În plus, aș completa un pic ce a spus Cosmin cu faptul că noi suntem într-un grup de lucru care cred că este dezvoltarea Ministerului Sănătății în momentul ăsta, legat de medicamentele expirate, în sensul colectărilor de la populație. Noi avem infrastructura. Evident că trebuie să clarificăm cine va plăti pentru procesarea lor. Evident că asta este problema. În prezent, noi oricum colectăm medicamente expirate de la mari producători sau comercianți de medicamente și le neutralizăm corespunzător. Sperăm că într-un timp relativ scurt să existe interes din partea industriei pentru realizarea unui sistem de colectare a acestor medicamente expirate de la populație prin intermediul farmaciilor și noi putem fi, desigur, o parte din soluție, o verigă din soluție. Am văzut că aveți într-un an de zile aproximativ 10.000 de tone de deșeuri pe care le procesați. Cât la sute reprezintă ce ne-ați arătat acolo la final rezultatul în urma sterilizării? Și dacă v-ați gândit să ținând cont că legislația din România urmează, până legislația din România urmează să apară foarte curând noțiunea de RDF, dacă v-ați gândit să faceți demersuri necesare pentru a transforma produsul final de la sterilizare în RDF. Da. În termen volumetric, dacă întrebați și ca greutate, în urma sterilizării se reduce greutatea deșeului introdus cu până la 30%, fiind un proces termic cu aer cald, deci presupune uscarea acelui deșeu, iar în termen de volum se reduce cu până la 70%. Așa cum ați văzut, acea cutie de carton pe care noi am umplut-o la sfârșit cu materialele de protecție pe care le-am purtat în fabrică, se reduce foarte mult în numai tocări. E plină mai mult cu aer, în mod normal. Și atunci, deșeurile sunt volumetric mari și mai puțin greu, cele medicale. L-aș completa pe Cosmin spunând că în fiecare lună, probabil 200-300 de tone de deșeuri sunt neutralizate și transformate într-un potențial combustibil. Asta este RDF, este un combustibil alternativ și noi facem asta deja. Iar rezultatul sterilizării merge în prezent la câțiva parteneri cu care lucrăm, care reușesc să obțină din el curent electric. Deci, suntem deja angrenați în sistemul ăsta.
Probabil că în timp lucrurile se vor dezvolta și mai mult. Eu am terminat pentru întrebările, dacă nu e deșeuri periculoase. Spre exemplu, ambalajele de la cutiile de vopsea sunt deșeuri periculoase. Ambalajele contaminate cu substanțe chimice sunt, de fapt, produse care au trecut în stadiu de deșeu periculos. În mod normal, ele ar trebui colectate separat și procesate ca atare de un procesator de deșeuri periculoase. Spre exemplu, colegii noștri din Irlanda au cooperări cu municipalitățile, cu consiliile județene, să spun așa, care au sisteme de colectare separată, segregată a unor astfel de deșeuri periculoase, fracția periculoasă din deșeurile menajere, le colectează, organizează licitații și ulterior un operator economic câștigă licitația respectivă și preia și procesează acele deșeuri periculoase. În lipsa unui astfel de sistem, aceste deșeuri periculoase ajung tot în gropile de gunoi. Ele sunt amestecate în deșeurile menajere și evident fac rău mediului în care noi trăim. Părerea mea personală în momentul ăsta este că noi suntem într-un stadiu de dezvoltare economică în care putem pentru scurt timp să ignorăm treaba asta, însă o facem pe socoteala sănătății noastre, a poporului nostru. Ar trebui să facem ce fac și ceilalți din vestul Europei și să separăm deșeurile astea periculoase din deșeurile menajere și ele să fie colectate separat și după aceea neutralizate. Dar, mă rog, asta e o problemă mai generală și duce deja către zona de colectare segregată a deșeurilor de la menajere. Mulțumesc. Vreau să vă întreb ce implicații pentru mediu are stația de sterilizare pe care am vizitat-o. Ați vorbit doar despre calitatea aerului pe care îl respiră angajații. Există alte implicații? V-am povestit, dacă vă amintiți, de cel puțin două dietii, chiar trei, m-am spus de calitatea aerului la interiorul încăperii. Se face o testare de asemenea cu instituțiile statului, aceea ce privește emisiile, noxele, pe care le generează centrala termică, care vă spuneam că încălzește ulei termic. Sunt verificate o serie de compuși care uzual apar în gazele de ardere, așa cum apar în fumul de la mașinile pe care le conducem sau la centrala pe care o aveți dumneavoastră acasă, probabil. Exact așa suntem controlați de data asta și avem un buletin de analiză pe care îl raportăm mai departe autorităților. Asta e pe partea de aer. Deci avem la interior, la exteriorul halei, de asemenea, eficiența sterilizării deșeurilor, calitatea actului de sterilizare și, de asemenea, în ce privește apele uzate, facem o serie de determinări, chiar dacă le reintroducem în sistem, cum o spuneam. Deci asigurăm cele trei direcții. Aer, apă, sol. Adică ne asigurăm că nu poluăm. Mai concret spus, ne asigurăm că nu poluăm. Oricum, tehnologia de sterilizare în sine este recunoscută ca o tehnologie foarte ecologică. Prietenoasă. La nivel mondial. Mediu. Da. Aș mai avea o întrebare, dacă îmi permiteți. Vă rugăm. Apropo de deșeurile periculoase, la momentul acesta, aceste deșeuri, de fapt, spitalicești. Nu numai, că reprezintă industriale probabil... și veterinare, cu toate lucrurile. Da? Adică pentru noi deșeurile periculoase înseamnă, cum vă spuneam și în prezentare, deșeuri industriale, în primul rând, veterinare, medicale, chimice, e o gamă foarte largă. Noi suntem mai vizibili pentru populație prin zona deșeurilor medicale, dar de fapt lucrăm în toate segmentele pieței de deșeuri periculoase. Vă rog. Doar cu o completare să înțelegeți un pic. În general, deșeurile periculoase nu se pot depozita pe groapă. Deci tot ceea ce putem arunca în deșeul menajer este considerat deșeurile periculoase. Chiar dacă printre deșeurile pe care noi le avem, unele sunt considerate deșeurile periculoase, dar impropriu spus. De exemplu, în legislația actuală europeană și românească, deșeurile de natură anatomopatologică nu au acea caracteristică distinctă, e un ASX, care o face să fie nepericuloasă. Așa apare legislația. Nu din punctul ăsta de vedere trebuie să vedeți lucrurile. Deșeurile periculoase sunt toate deșeurile sau categoria deșeurilor care nu pot fi depozitate aleator pe groape sau
întâmplător. Da? Deci le considerăm deșeuri periculoase pe toate celelalte care nu pot fi depozitate în mod... Și că au potențial de unătură asupra sănătății. Și acum să vă spun. Da, vă rog. Da, să pun o întrebare. Da. De fapt, vreau să vă întreb de în tot ce înseamnă zona asta medicală, există foarte mult tratament ambulatoriu. Tratament ambulatoriu care, evident, iese din sfera spitalului, efectiv. Există un sistem de colectare a deșeurilor în zona asta, pentru că el reprezintă destul de mult din punct de vedere al deșeurilor respective. Da. Din păcate, în momentul de față, la noi nu există un astfel sistem de colectare a deșeurilor. Există totuși succintă legislație menționat că în momentul în care există tratament ambulatoriu, este făcut, bineînțeles, efectuat tot de personalul medical. Personalul medical este obligat, conform legislației, să colecteze aceste deșeuri și să le aducă la sediul dumnealor. Și, în mod normal, ar trebui să avem contract. Vă dau un exemplu. Diabetici. Știți că folosesc acele injecții de insulină, acele capete. Da. De fapt, sunt niște ace foarte mici. Iar în Franța, de exemplu, există sistem special de colectare prin intermediul farmaciilor, ca și medicamentele uzate, colectate la populație, cutii din plastic rigid, cum ați văzut la hală. La purtător sunt plate, sunt de dimensiuni foarte mici, ca o tabachieră, da? Și acolo se introduc acele ace. Nu este normal ca acele ace să ajungă, odată infestate cu fluidele biologice ale corpului, să ajungă în urmă așa. Pentru că pot exista și alte boli conexe pe care să nu le cunoască sau să infecteze pe cei care... Dar la momentul ăsta România nu există. Nu există. Și la nivel de România, cu câte spitale și centre medicale lucrați? De unde preluați deșeurile? Noi lucrăm cu aproximativ 10.000 de clienți la nivel național. Dintre ăștia, marea lor majoritate sunt clienți privați de tipul cabinete, lanțuri de farmacii, clinici private. Probabil că din cei 10.000 de clienți avem câteva sute de clienți, să spunem, publici. Spitale, clinici, policlinici, așa mai departe, poate așa, 200. Restul sunt, în mare majoritate, sunt clienți privați. Cum am spus, cabinete medicale sunt cele mai multe. Există vreo 30.000 de cabinete în România și probabil 750 de unități spitalicești private și de stat cu paturi. Și